copilă de 12 ani dată dispărută de părinți a fost găsită cu un bărbat de 29 de ani. Acesta a fost reținut pentru infracțiune de act sexual cu minori. Copila a fost convinsă să plece de acasă și să se întâlnească cu bărbatul cu care ținea legătura pe Instagram. Dispariția fetei minore a fost anunțată la secția de poliție rurală din comuna Cocorăști-Colț de către mama acesteia la ora 22. Femeia a povestit că fiica sa a plecat voluntar de la domiciliu și nu este de găsit. Sâmbătă, poliția a făcut publice fotografia și semnalmentele fetei, solicitând sprijinul populației pentru găsirea acesteia. Duminică, polițiștii au găsit-o pe copilă pe raza comunei Săhăteni, în județul Buzău. Surse judiciare au declarat pentru news.ro că cei doi se cunoscuseră anterior, iar bărbatul a păstrat legătura cu adolescenta pe Instagram și a convins-o pe aceasta să meargă la el. Primele verificări ale polițiștilor arată că fata a avut relații intime cu bărbatul, ea spunând că a consimțit în acest sens. Bărbatul a fost reținut pentru comiterea infracțiunii de act sexual cu un minor, în plus pentru că a fost oprit în trafic în timp ce conducea un autoturism, iar polițiștii au constatat că nu are permis. Acesta este acuzat și de conducerea pe drumurile publice a unui vehicul fără a poseda permis de conducere, relatează mesajul.